Țineți-vă și piciorul ăsta. Așa. În jurul orelor 21 a fost anunțat izbucnirea unui incendiu la garsoniere pe strada Vasile Alexandrii. Ne-am deplasat la fața locului. Am constatat că proprietarul a uitat o oală cu mâncare pe aragaz, a adormit și această oală a luat foc, emanând mult fum. Proprietarul era înăuntru, a fost scoasă de către vecini și transportată de către echipajul nostru EPA la spital. A fost solicitat pentru a interveni la lichidarea unui incendiu împreună cu detașamentul de pompieri Baia Mare. La fața locului am găsit o victimă, era scoasă din apartament de către ceva vecini. I-am administrat oxigen și am transportat-o la urgență pentru mai multe investigații. Știrile cele mai tari din Maramureș. Am găsit două victime. Lovite fulger în stop. Reale, șocante și necenzurate. Aia este, nu mai este și gata. Știrile care te vor marca zi de zi. Știrile pe care le afli mereu primul. actualmm.ro Mereu primul.